Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce s-a izbit cu motocicleta într-un stâlp de electricitate pe raza comunei Breznița de Ocol. Mopedul ar fi ricoșat într-un microbus care circula regulamentar. În ciuda eforturilor medicilor, pentru șoferul motocicletei nu s-a mai putut face nimic. Accident mortal în Breznița de Ocol. Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce s-a izbit cu motocicleta într-un stâlp de electricitate pe raza comunei. Băiatul ar fi pierdut controlul mopedului din cauza vitezei. În urma impactului, motocicleta a ricoșat într-un microbus care circula regulamentar și în care nu se aflau pasageri. Un tânăr de 19 ani din localitatea Breznița de Ocol, în timp ce conducea o motocicletă pe o uliță sătească, a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate, după care a fost proiectat într-un alt microbuz. În urma impactului deosebit de puternic a rezultat decesul tânărului. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. În ciuda eforturilor făcute pentru a-l salva pe băiat, medicii sosiți la fața locului au declarat decesul acestuia. Tânărul și-ar fi rupt gâtul în momentul impactului.